ho-ho-ho, sau mai bine hi-hi-hi pentru mai multă veselie. Merry Christmas, nu? Că simt așa în aer sărbătorile deja. Da, uite-te și în dreapta, nu? Că le simțim, dar sunt aici și... Credeam că să mă uit la domnul invitat, domnul doctor și... Ajungem imediat și acolo. Ai brăduț cu luminițe, puteți să și vedeți, dragi prieteni, și moș Crăciun. De aici, de la șemineu, venea căldura, valul ăsta de căldură. Acum am dat seama. Ziua bună, dragilor, bun regăsit în comunitate București FM 98,3. Suntem și online pe Facebook, ca de obicei. Te salut, Răzvan. Mihaela Ioniță, Răzvan Osuleanu, Săruna Mihaela. Bună ziua, bună ziua. Bună și ziua. Domnul doctor aici de față, domnul Alin Popescu, bună ziua, bine ați venit. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Vorbim despre mâncărică, băuturică, nu? Sărbătorică și doctorică. Căci, nu? După atâta mâncărică și băuturică, la ce să ne așteptăm? Decât la și să mai vorbim doctorică. Despre ceva, dacă vreți, la un moment dat. Despre ce înseamnă, de fapt, cuvântul acesta foarte des folosit, exces. A făcut exces de sarmale. Acum depinde, mă gândesc, e de la om la om. Pentru mine, un exces de sarmale înseamnă vreo 30 exces. Pentru altcineva, cunosc oameni care la a șasea deja au probleme de sănătate. Adică să stabilim ce înseamnă, să definim ca atare cuvântul exces. Când faci un exces în orice. E de la om la om sau e la modul general se știe o definiție a excesului, așa, o statistică? Cum uite, e, putem domnule să doctor? Vorbim. Bine ați venit! Bine v-am găsit încă o dată. Cuvântul exces și în zona medicală are o semnificație oarecum în aceeași notă ca și în alte domenii de activitate. Da. Excesul categoric trebuie să-l raportăm în primul și în primul rând la normele medicale unanim acceptate și de pildă că tot spuneați de băuturică, dacă ne referim la băuturi alcoolice, aici excesul reprezintă ceea ce trece peste normele aprobate de Organizația Mondială a Sănătății, deci tot ce trece de unitățile de alcool respective numim exces. Dacă ne referim la mâncare, categoric trebuie să ne raportăm în primul și în primul rând la nevoile noastre nutriționale pe 24 de ore, în care ar trebui să ne încadrăm dacă nu suntem în vreo necunoscută cură de îngreșare, pentru că în curele de îngreșare, în fine, dacă vrem să luăm repede kilograme, putem face și excese. Asta pe de o parte. Da. Iar pe de altă parte, categoric să punem și un pic în context acest lucru, deoarece, de pildă, în perioade, că tot spunea colega de Crăciunul ce va fi venind, în perioade acestea de sărbătoare, omul intră de multe ori după perioada în care a postit, în care a fost cu anumite restricții alimentare și deodată se recuperează. Exact, ceea ce prinde și mai nepregătit organismul nostru. Păi atunci înțeleg că e bine să o ții tot în excese, nu? Adică nu să postești și după aia dintr-o dată să mănânci. Dacă mănânci tot timpul cât în cafe, poți, nu e nicio problemă, nu? Dacă mâncăm cât în cafe tot timpul, categoric că vom ajunge relativ repede la obezitate. Acum, lucrurile pentru cei foarte pofticioși, pentru cei care sunt așa foarte dornici de a mânca, trebuie privite oarecum în balanță, pentru că mâncarea reprezintă intrările, reprezintă ceea ce aducem organismul nostru, suportul energetic. Dar totodată trebuie să privim și consumul. Noi suntem tentați să aducem foarte mult, fiind pe de altă parte foarte sedentari. Lucrurile trebuie puse un pic în balanță. Putem crește într-adevăr intrarea, dar pe un fond de activitate fizică, pe un fond de consum, pe un fond de mișcare, pe un fond chiar de sport. Ca pe o bandă pe care să alergăm, exact. Mâncăm de bandă. Un bazin în care să notăm, da. Da, da, da. Adică lucrurile trebuie privite un pic în context. Până la urmă și obezitatea cum apare în general? Și vorbim de obezitatea de aport, nu de obezitate cu substrat endocrin. Obezitatea de aport, care e cea mai frecventă formă de obezitate la adult și din păcate și la copil în ultima perioadă, este o obezitate dintr-un aport exagerat, da? Coroborat cu o activitate fizică aproape inexistentă.
astea două brațe ale balanței, ambele duse în direcție proastă și iată apare obezitatea. Eu personal cred oricum foarte mult că dacă vorbim de mâncare și de băutură, trecând de cuvântul moderație, care este un cuvânt de bază. Și dar din... românul nu înțelege vorba asta moderație, pentru că românul este obișnuit să mănânce foarte mult și atunci e foarte greu să-l faci să înțeleagă ce înseamnă moderație. Păi el când vede farfuria aia pe care s-o servesc oamenii aia în restaurantele de lux, să zicem în Franța, în care ți-a aplică acolo o măslină, o frunzuliță da. De ceva și o tușă de sos, rămân așa consternați. Pe de altă parte, cred că aia este porția potrivită, pentru că pe lângă asta felul respectiv minte, n-o să de mâncare, o tușă de sos, exact, pe lângă așa. Felul ăla de mâncare, ăla era aperitivul. Mai venea o farfurie cu o tușă de sos și cu o măslină și o atenție, nu? Și atunci... Aici, până la urmă e ok, te saturi. Sigur e ok, sigur e ok și cred că la un moment dat a spus românii fac unii parcă totuși n-aș generaliza. Probabil că o majoritate, nu e o majoritate largă, o majoritate merg în zona asta, dar îmi place să cred. Neamurile mele toate la... mănâncă mult. La tine, Răzvan, cum e? La mine la fel și eu când am dat exemplu inițial la începutul emisiunii, nu era, știi, așa, mă gândeam la alții. Plecasem de la mine, că mi se pare și de bun simț, mă pun pe mine în față, primul exemplu. Da, într-adevăr, sunt pofticios și, din păcate, întotdeauna îmi raportez acest consum de care spuneați la dimensiunea farfuriei. Adică nu am în minte reglat, nici n-am avut vreodată o anumită cantitate de energetică, nu știu, calorică pe care... Farfuria trebuie să fie plină, dacă nu? Dacă eu o gază mă luau pe trece și îmi pune vorba ta o tușă, asta e, mănânc toată tușa. Dacă îmi pune 10 sarmale, asta este, le mâncăm pe cele 10 sarmale, deci fiecare cât lasă inima, dar eu pot să duc și de aceea, tocmai pentru că nu mi-am, cum spunea domnul doctor mai devreme, nu mi-am setat în minte că tu ești primul om care umblă acolo la reglaj. Dacă nu mi-am făcut acest reglaj, e foarte greu acum. Și aș vrea să vă întreb lucrul acesta, pentru că sunt convins că ajung la dumneavoastră și la doctor în general, oameni care s-au trezit dintr-o dată că sunt obezi. În tinerețe n-au fost așa, au mâncat cât au vrut și la un moment dat în organism se petrece ceva și corpul ia proporții. Și vin și vă spun, ce fac, domnul doctor? Ce puteți? E clar ce trebuie să facă, da? Iar vrea așa să le spună, uite, au pastilă și nu, mâine... Pastile nu există. Deci soluții de-astea magice cu pastiuța miraculoasă sunt povești. Nici să te dai așa cu o cremă de gălbenele după ce ești de la duș și să te... Asta unde ai auzit-o? Așa? Asta nici n-am auzit-o. Asta e invenție, clar, București FM. N-am auzit-o nicăieri. Nu, trecând de pastiuța inexistentă și crema de gălbenele cu alte indicații... Asta era bune pentru orice, știam eu. Gălbenele te rezolvă la orice avea. Era să-i crucea cu rezolvatul, dar mă abțin că suntem în direct. Primul lucru pe care aș vrea să-l spun încercând un răspuns la întrebarea colegului este că e îmbucurător dacă pacientul apare la medic, indiferent de specialitatea medicului, până la urmă și la medicul de familie, că el e prima opțiune și cel mai apropiat și cel mai accesibil. E bine dacă el apare doar cu obezitate. Putem să spunem mulțumesc că ai venit în faza asta. E primul pas faptul că conștientizează și că vine, nu asta spuneți. Pe de o parte, pe de altă parte, obezitatea de multe ori apare cu început de diabet de tip 2, cu hipercolesterolemie, cu steatoză hepatică, cu tulburări circulatorii periferice, cu hipertensiune arterială, că toate se leagă. Sunt gras, am colesterol, am plăci de aterom, inima pompează sânge pe niște canale mai înguste, pe o periferie mai mare, se face hipertensiune, se face hipertrofie de ventricul stâng, după aia apare diabetul, că apare rezistență periferică la insulină, toate se leagă. Deci dacă e o fază de asta, am 35 de ani, am 116 kg, dar doar asta e bine. Deja la 126 de kg și la 55 de ani, nu mai merge doar cu asta, mai sunt și altele legate. Și atunci și dacă ai slăbit, poți să ai neșansa să nu mai fie cu restituția din tegru. M-am dus la 85 de kg și sunt ca nou. Da. Nu mai sunt ca nou. Și atunci dacă o obezitate de grad 1, 2, hai și 3 se prezintă repede, poate nu vine cu tot cortegiul de însuțire. Vine pur și simplu. Eu personal, din experiența mea de 17 ani de medic, cred foarte mult că
la un pacient de acest tip, mai ales dacă îl prinzi într-o fază bună, într-o fază când ai nevoie de diabetolog, de cardiolog, de endocrinolog și așa mai departe și de o mulțime de investigații medicale, lucru util, și asta spun și ascultătorilor care poate n-ajung la un medic în ce a mai rămas din 2018, dar pot face exercițiul acesta acasă, un lucru foarte util ar fi ca timp de 7-10 zile să își noteze cu atenție tot ceea ce mănâncă. Și fac așa numitul jurnal alimentar. Doar că în acest jurnal alimentar trebuie să fim foarte sinceri și să notăm absolut tot ceea ce mâncăm, absolut tot ceea ce bem, cu excepția apei. Dacă am luat o... Păi nu chiar și între mese, acolo e riscul cel mai mare. Am notat-o pe care am trecut-o. Acela este riscul cel mai mare. Pentru că, din punctul meu de vedere, ronțăielile... Ciugulitul ăsta e... Ciugulitul, privarea de somn, sunt câteva elemente care sunt categorii factori obezogeni. Sigur, micile plăceri și bucurii ale vieții. Micile... Nu le-am tăiat. Micile plăceri ale vieții trebuie să apară în cadrul gustărilor. E ideal la ora 4 să gustăm cu mare plăcere 30 de grame de alune neprăjite, nesărate. O plăcere sub formă de gustare permisă, încurajată. Încă dacă noi nu avem un program riguros de mese, riscul de derapaj, una la mână, nu-mi convine că nu e program regulat și doi la mână, derapez mult mai ușor în aceste plăceri considerate mici, dar prin repetiție extrem de periculoase. Poate, exemplu, cel mai bun nu e cu un fruct oleaginos, fie el și prăjit și sărat, ci cu toate produsele de patiserie, pe care la un moment dat nici nu le mai sesizăm. Mănânci în stație, așteptând mijlocul de transport în comun, 250-300 de grame dintr-un produs de acest tip și nici nu ți-ai dat seama, în cazul unei persoane de sex feminin normoponderale, că ai adus toate caloriile necesare în ziua aia. Deci nu îți dai seama. Cum 1600? Că eu am gustat ceva aia. Sau uiți și zici că n-ai mâncat nimic. Da, exact. De-aia spun că un jurnal făcut conștiincios... Păi dacă am uitat ce-am roțăit, ce să mai scriu? Nu, că poate avem un smac, poate avem o agendă cu un pic în, din punctul meu de vedere, un jurnal adevărat, un jurnal alimentar adevărat, nu se face din amintiri, ci notând la momentul atunci, respectiv. Da. Asta că mă gândesc că o seară, băi, dar ui fi mâncat covrigul ăla într-o leu, nu cred că nu l-am mâncat și parcă nu era un latte macchiato mare, era o chestie scurtă și așa mai departe, că trebuie notat conștiincios și... Dar gustările astea nu sunt luate niciodată pentru că ți-e foame. Sunt luate așa pe sistem nervos sau din plictiseală. De regulă, omul așa mănâncă, de nervi, da, în pentru stație, că nu mai vine mașina aia. Da. Sau de plictiseală, dacă tot stau așa... Plictiseala, nervii, stresul, ce... categoric nu-mi pot mie justifica o lipsă de organizare a mesiului. Eu cred, și experiența pacienților care am avut și experiența echipelor cu care am lucrat în aceste aproape două decenii, cred că dacă ar fi să prioritizăm ce mâncăm, cât mâncăm și când mâncăm, cele trei întrebări fundamentale legate de nutriție, nu intru și în cum, că dacă i-am intrat în cum mâncăm, nu terminăm emisiunea până la ora, deci rămânem pe ce, cât și când. Eu, și asta e opinie pur personală, ar trebuie să analizăm prima dată răspunsul la întrebarea când. Noi suntem foarte tentați să mergem pe cât sau pe ce, nu când. Și eu cred cu toată responsabilitatea că nici nu putem vorbi cu adevărat de un aliment interzis. Orice aliment poți să-l guști într-o cantitate mică, mai ales la micul dejun. Eu consider că dacă ai pofte, fă-ți-le, dar fă-ți-le dimineață. Nu facem pofte la cină. Dar credeți dumneavoastră că poftele vin așa când... Când vrem noi. Antonio, ele vin, sunt spontane. Nu știi când apar. Am înțeles.
N-avem și psiholog invitat în emisiune. Păi, tu, aia. Nu, n-avem și unde. Micaela vrea o derogare. Tot așteaptă o derogare de la dumneavoastră. Nu, da, derogările pot fi făcute pe prima parte a zilei. Derogări la cină. Să am o cină făcându-mi toate pofte și după aia să n-am niciun fel de activitate și să mă culc, e clar că nu o să reușim să ne menținem în formă așa. Dacă începem dimineața bine și dacă începem în forță ziua, este categoric cum să spun, și un factor care ne mai poate controla într-o anumită măsură poftele care vor veni. Pe de altă parte, și încercând să fiu cât se poate de serios, în momentul în care avem un program, în momentul în care avem un stil de masă bine definit, și tentația asta sau poftele care ne bântuie sunt ușor mai controlabile. Dacă noi mâncăm haotic, mi se face poftă. Păi am văzut la colega, are două eclere, mănânc și eu. Am văzut nu știu ce suc, ia uite câte bule face, dăm și mie. Câteva bule. Hai să mâncăm și o cafea, să bem și un latte între mese, că nu se pune. Și atunci când iau, mă uit, jurnal alimentar, vai, e varză, nu e nimic aici, ce se întâmplă? Și începem o analiză pe jurnal. Din experiența mea, altă chestie interesantă este că foarte mulți acuză stresul de la job. E job greu. Trebuie să dăm și noi vina pe ceva. Da. Nu? Dar, deși în România cred că 90% din populație acum nu mai lucrează în weekend. Masă largă populațională e sâmbătă și duminică liberă, nu vorbesc de mine sau de oamenii de radio, în general, la acești oameni, la o mare majoritate din majoritatea care nu lucrează în weekend, cele mai mari derapaje din program sunt sâmbătă și duminică. Deși ei dau vina pe job, de ce? Că se iese în ora, se mănâncă noaptea, nu se scoală dimineață, mănâncă... Adică, deși am crede că de luni până vineri e jale, sâmbătă și duminică sunt cele mai mari picuri de dezorganizare, cele mai mari vârfuri de dezorganizare. Atunci petrecem, ne întâlnim cu prieteni, mergem da. Sau, la rude. Sau te răzbuni pe cele 5 zile. Da, sau, da, se întâmplă ceva și atunci mesajul ăsta ar fi un mesaj mai degrabă de disciplinare și eu cred că de fapt și de drept, dacă un pacient sau un partener, să nu zicem pacient, un partener care se adresează către medic pentru a fi ajutat în demersul ăsta, în primul și în primul rând trebuie să se creeze disciplina. Dacă creezi disciplina, dacă ai această rigoare a orelor de masă, să ai clar ce e 3 mese principale, să ai clar ce e 2 gustări, să nu există mic dejun sărit, să nu existe ronțăiel, să nu existe nopți nedormite cu mese pe timpul nopții, lucrurile intră deja pe un făgaș normal. După aceea, categoric, vii și mai ajustezi cantitățile, că și ăsta este un lucru important și de-abia în pasul 3 intri și pe calitatea alimentului. Numai că demersul acesta de a organiza orele de masă este simplu așa enunțat în fața microfonului, dar este dificil de transpus în practică. Cred că până la urmă tot avem nevoie de un psiholog, dacă ne este foarte greu. Dacă ne este foarte greu, categoric. Că tot din cap vine categoric. Totul. Până la urmă și medicii care se ocupă de nutriție sau în ultimul timp, în fine, și nu vreau să comentez acest aspect, sunt multe persoane care nu au studii medicale și fac tot felul de consiliere în nutriție, dar primul punct în zona aceasta ar trebui să fie un punct care să sistematizeze, care să regleze, care să pună în ordine orele de masă și un program care să devină repetitiv. Și o să vedeți, și vă spun și din experiența mea, dar și din experiența pacienților mei, în momentul în care există un program de masă disciplinat și poftele de care aminteați scad în intensitate și în frecvență de apariție. Acum vreo 3 ani scriem eu, după aia m-am oprit, o rubrică legată de limba română și ascultându-vă acum, am auzit de cel puțin câteva ori cuvântul masă. Eu știi că, Mihaela, tot repet așa ciclic chestia asta, pentru că mi se pare absolut foarte ciudat pentru limba română. Orele de masă, program de masă și așa mai departe. Ce e interesant că acest cuvânt, masă, da? De fapt nu mai există atunci când noi mâncăm. Aproape nu mai există. Oamenii nu se mai așează la masă pentru a lua masa.
masa a rămas sau a devenit un fel de concept abstract, pentru că foarte mulți oameni mănâncă în timp ce merg, mănâncă la muncă, mănâncă pe un scos de scaun, mănâncă din geantă, din buzunar și așa mai departe. Și vreau să vă întreb, că e o întrebare aici, traseul meu către radio e în fiecare zi același. Vin pe Dacia și trec pe lângă ASE. Și lângă ASE sunt vreo 3 sau 4 covrigării, patiserii deschise noi și la toate 4 e coadă. Și cei mai mulți, firește, sunt tineri. Drept care, nemai existând masa la care noi ne așezăm să ne tihnească, cum se spune, să ne facem siesta. Și mâncând, ăsta e, nu știu, nou trend, asta e noua viteză a umanității. Mâncând așa, cum trebuie să ne reorganizăm regimul ăsta alimentar dacă tot mâncăm de-a în picioarele și nu mai există masa? Cum facem? Ați văzut același trend și în Franța, de pildă, apropo de ce spunea colega? Nu. Deci nu, hai să nu globalizăm că toată lumea. Nu, toată lumea, noi românii. Cum facem noi românii dacă tot mâncăm de-a în picioarele? În primul și în primul mic dejun ar trebui clar luat acasă. Mic dejunul presupune până la urmă și un moment de tihnă, și un moment de hidratare, și un moment de o cafea bună de dimineață, și un moment de un ou poșat sau un platou mic de brânzeturi sau eventual ce mâncăm familia, noi dimineața. Dacă un avocado, că e la sau, mare da. Deci, eventual căutare, chiar cu familia. Da, deci putem. Micul dejun înseamnă casă. Accept la ora 10 un iaurt de băut, un kefir, o sana, un ayran dacă e foarte cald, un baton de cereale fără... Păi un ayran nu merge fără merdeneaua atașată. Exclus merdeneaua. Deci accept la ora 10 când suntem în prins. La prânz, iarăși nu pot să zic, hai să mâncăm pe tastatură un șnițel. Nu pot. Eu ca medic nu pot. Tastatura e mai împuțită, ca să zic așa, decât multe lucruri care le considerăm împuțite, da? Deci nu pot accepta un mic dejun. Deci la prânz, dar iarăși... Vreodată pe tastatură? Cum nu puteți să o spuneți, dar mă dați din cap așa dacă ați mâncat, că vedem doar nu, noi. Nu, pe nu? Tastatură nu, pentru că eu nu sunt. Eu cu tastatura nu sunt, adică la orele prânzului nu sunt pe tastatură. În schimb, am mâncat, că mie nu, sunt un tip deschis așa, cum se spune, pe la pen. Varice, nu, la varice, pe, sunt niște mese de-astea rotunde. Da, da, eu da. Sunt, în fine, sunt, lucrez în cadrul Federației Române de Rugby și avem în zona agronomiei de-astea studențe și mie îmi place să și mă mai duc. Și mâncați un mititel cu muștar acolo, la varice? Mititel, nu neapărat mititel, dar am și eu niște chestii la prânz și, de exemplu, m-am surprins și pe mine, nu știu, mâncând o ciorbă, stând în picioare sau mâncând o chestie de un piept de pui la grătar cu niște orez sau cu niște legume în picioare. Adică n-aș putea să spun că am stat întotdeauna jos. Aveți jurnalul în care notați? Am avut mulți ani și jurnal și mă mai și pe jurnale pacienților pentru că ei îmi trimit pe mail și văd cum evoluează lucrurile. Și pe undeva îi disciplinez. La ora 4 iarăși o alună, o arahidă, o ce luăm și alea se pot mânca pe drum. În general ora 4 pe mine mă prinde către clinica unde merg să consult, că întotdeauna seara eu am program de pacienți într-o clinică mare privată din București și pe drum și ora 4 mai am un baton proteic, mai am un baton muesli, mai am ceva. Ora 4 trebuie să o ai uitată, cum zic eu, în geantă, că altfel te apucă o foame disperată. Challenge-ul meu major și lucru care mă lupt foarte mult e cina. Că mie cina mea face mare plăcere să fie acasă. Epa! Termin la 9 munca. Ora 7 e oră de mare dificultate. De mare dificultate. Un sandwich și ora 7. De-aia mie îmi place weekendul, că în weekend stau tihnit. Deci eu practic reușesc un mic dejun acasă, reușesc două gustări decente în mișcare, un prânz. Nu mi-e rușine. Și cina e... Da. Acolo dați rateuri. Acolo dau rateuri de luni până vine. Și aia mă frustrează, pentru că și copiii, tati, iarăși vii la 10. Vin la 10. Pe de altă parte, apropo, spunea colegul ce vede el pe Dacia în drum către Berloc, către radio și vede tineri dimineață. Eu, cam toată ziua, dar oricând trec să-mi fac coada acolo și... Clar sau... dimineață un pic, da. E un vâf, asta e evident. Și mă uit la mine care lucrez în clinica, în fine, în care lucrez de aproape 11 ani și observ seara, apropo de program de mese și de cum ne liniștim și așa, vârful meu de pacienți, în general lucrez de la 17 la 21. Vârful de pacienți 18-20, deși pacienții mei
ratează cină. Okay? Ies din zonele lor de copoazia aia, vin către clinică, stăm de vorbă, consultă, eu fac și traumatologie, nu fac doar nutriție, fac mai multe lucruri în clinica respectivă. Dar nu să luați masa cu pacientul? Da, 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 să invit, da. Cum am eu consultația de 20 de minute, între 18.40, unesc 18.40 cu 19, hai să facem o chestie. Când îi mâncăm ceva? Da, și pe asta de vorbă, da. Da, să mâncăm cea. E din punctul meu de vedere, dacă e să vorbim cinstit, nu cred că ar trebui neapărat să spunem chestia asta, domne, care e idealul, ci mult mai fezabil compromisul acceptabil. Că este evident că noi nu apucăm, niciunii dintre noi, dacă e să privim drept, nu apucăm să facem, să atingem ideal. Asta vreau să vă spun. Dar acum trebuie un compromis, adică nu vii la 10 seara și mănânci cartofi prăjiți. Uite, da? Ne spune cineva, Sorin, eu lucrez o noapte, da, una nu, de multe ori mănânc seara târziu, iar noaptea târziu mă apuc o ronțăială de nedescris. Asta o știu și eu. Turele la frigider. Da. Depinde foarte mult și aici intrăm într-un alt subiect destul de dat așa uitării, poate chiar în mod intenționat câteodată, ce cumpărăm. Pentru că managementul cumpărăturilor este fabulos. Ok, toată lumea spune, nu mergem flămânzi la cumpărături. Da. Categoric corect. Că altfel ei, toate fanteziile din cap le vezi după aia în coș. Deci nu mergem flămânzi la cumpărături. Dar și cumpărăturile ar trebui să fie cu un plan în spate. Noi am luat 2 kg de ciocolată. Ok, am niște obligații și dau cadou de Moș Crăciun, de iepuraș. Că era la ofertă. Că era la ofertă una plus 5 și am luat 4 oferte, da? Dar dacă eu nu am nicio obligație, alea 2 kg nu fi vrut să le mănânc eu? Adică de ce iau exact și cu... și mai am o vorbă care mai aud, care e așa, decât să le arunc, mai bine le mănânc. Știi ce spuneți? Am dat bani pe ele. Păi de ce am dat banii pe ele? Spuneți că de fapt cumva în fiecare dintre noi sunt acele două persoane bine definite care merg împreună oriunde și fiecare încearcă să o păcălească pe cealaltă. E cea care spune mănâncă, uite, are la ofertă. Ia, că ție-ți place ciocolata, și cealaltă care are jurnalul, care are niște cunoștințe. Și care ar trebui să fie dominantă. Pentru că și ciocolata, 20-30 de grame de ciocolată, nu fac eu, dar nu cantități mari. Colega spunea, fac ture la frigider. Păi dacă la frigider găsesc doar nenorociri, normal că o să mănânc de acolo. Dacă eu în frigider nu găsesc pâine. Pâine e ok, putem mânca în fiecare zi 4 felii, dar dacă noi mâncăm 10 felii, o pâine întreagă, două pâini, e o... Bine, și ture la frigider, dacă frigiderul ar fi la 500 de metri distanță și face un kilometru, tot ar fi ceva că... Asta deja înseamnă că ai frigiderul la prieteni, adică nu mai are acasă, sau ai o vilă care ar face invidios pe oricine. Aici trebuie să fim un pic realiști, că dacă drumul la frigiderul un kilometru pe relația alere-retur, da, dar altfel, realist vorbind, trebuie să găsești un iaurt de băut, găsești o bucățică de ciocolată, găsești varză, găsești salată, găsești un pepene roșu vara, găsești o înghețată, găsești, ok, mănânci ceva. Dacă tu în frigider găsești șorici, lebăr, caltaboși, apropo de ceea ce stă să vină acum, e evident că eu nu am opțiuni. Găsesc ouă, da? Ouăle sunt ok. Foarte bun. Dar trebuie să am și un vas să le prepar fără ulei din ață. E păcat să pui ulei. Dacă nu îmi plac poșate, cum îmi plac mie românești, facem o omletă, dar fără ulei. Sau facem o chestie. Trebuie să ai niște... Dacă tu ai pus uleiul, stai, prietene, că deja am început prost. Noi n-avem ce căuta la 11 noaptea cu cașcaval. Pane, da? Asta doar dacă ai pe cineva să-ți fi făcut un mare rău. Îl chem la 11 și ai cașcaval pane cu cartopăiști, așa, din răutate. Dacă nu ți-a făcut un mare rău omul respectiv, nu trebuie să-l tratezi așa. Și mai ales nu te tratezi pe tine sau familia ta. Adică trebuie să fim un pic cașcavalul. Deci, mie e o variantă care îmi place. Dom'le, sunt pe viteză de viață, mie 2-3 fei de cașcaval cu o roșie teată. Nu e o problemă. Adică n-am ceva ca ai grăsime mult, n-am nicio problemă și cu unt, 10-15 grame de unt pe pâine, cu o dulceață de casă. Deci nu trebuie să fim extremiști. Da. Dar trebuie să avem niște limite din care nu ieșim. Deci eu m-am prins. Da. Idealul e să fim săraci, dom'le.
Deci dacă suntem săraci, nu, idealul nu. Idealul, idealul e să fim inteligenți. E, da. Asta e greu, asta e greu. Da, sărac e ușor să fii în ziua de azi, da. Nu? Da. Nu e mai simplu să fii sărac decât să fii inteligent. Da. Asta e zicere de aia, de trebuie tare, scoasă da. Din emisiune, de pus pe Facebook. Gândiți-vă așa, și, nu dumneavoastră, și cei care ne ascultă, dacă un doctor care are în minte tot acest plan și îți recomandă să avem un jurnal, să ținem cont de ceea ce mâncăm, când, cum și toate aceste lucruri, și care în program nu reușește să strecoare cina, conștient fiind de, din, firește, din cauza da. Programului de muncă. Da. Dar ceilalți care nu au program, adică înțeleg cuvintele dumneavoastră, sunt de acord, dați că ascultă și trec 10 minute și frigiderul ăla se simte dinspre el, așa vine ceva, pusesem ceva acolo bun, aoleu, să nu arunc, am mâncat jumate din salata băf. Păi dacă nu mănânc în seara asta... Dar nu ne spuneau nouă bunicii noștri că e păcat să ne gândim la oamenii ăia săraci și să nu aruncăm mâncarea, să mâncăm bunicii, până ultima bunicii, bucătură. Bunicii și puterea dreptate. Ursului. Da. Bunica mi-a spunea, mănânci ultima bucățică, este da. Puterea ursului. Eu căpăiam tot de acolo. Sau îți lași noroc în farfurie. Deci dacă asta nu mănânci cu am avut ușor. Asta am avut ușor. Da, mai e și un alt aspect. Comparația asta cu bunicii este un pic periculoasă și eu mai susțin prezentări publice, în fine. Și e o întrebare care mi se adresează relativ frecvent, că uite ce făcea bunicul cu pita, cu slana, cu și așa mai departe. Numai că ei aveau total alte activități profesionale și total alt stil de viață. Cum, nu stăteau la calculator? Nu, bunicul era cosaș. Bunicul era cosaș și se ducea 5 km duș, 5 km întors de la muncă pe jos. Deci deja când spui coasă și 10 km de pe jos, nu mai ai nimic de a face cu un domn care coboară la Aurel Vlaicu din metrou, intră în, la laptop sau la A, se întoarce și se duce acasă. Deci nu mai putem compara. Da, bunica? Bunica nu stătea la gherghef, nu stătea cu fundul pe scaun. Bunica e posibil să nu fi avut, bunica s-ar putea să nu fi avut mașină de spălat vase și s-ar putea să nu fi avut nici mașină de spălat rufe. Ai, nu pot să cred. Serios, deci bunica s-ar putea și atunci deja astea două elemente sunt factor foarte bun de activitate fizică pentru bunica. Noi suntem, vorbim foarte sus acum, noi suntem într-o zonă de confort, să spun așa, e și confortul ăsta cu duș și întors, că la un moment dat, în fine, dar n-am eu timp de a intra în detalii, oricum, suntem într-o zonă în care confortul de secol 21 ne scoate foarte mult din consumul nostru energetic zilnic. Și atunci trebuie să restricționăm alimentația ca să rămânem într-un echilibru. De fapt, spuneți că și așa pare a fi. Chiolhanuri au fost toată istoria, din păcate noi acum am pierdut mișcarea. Am rămas cu chiolhanurile, dar am pierdut mișcarea. Da, și chiolhanurile au devenit mai disperate, să spun așa. Cu mai multă, nu știu, mai multă... Deci eu nu cred. Pe vremea romanilor, ăia mâncau a, și vomitau. Erau romani, eu mă gândeam la... Aveau un căperi special amenajate. Erați prea... Erau activitate nu, prea eu, departe. M-am da, da, nu, eu eram final de secol 19, aha, început de secol 20. De asta v-ați dus mult, da. E un exemplu unde v-ați dus cu ceva milenii în urmă. Nu eram mai aproape și pe undeva... E greu, pentru că noi reconstituim chiolhanurile din diverse scrieri istorice, din în fine, ce ne-a rămas notat de atunci. Mi se păreau parcă, repet, e o opinie personală, accept că poate și greșesc, un pic mai echilibrate decât ceea ce se întâmplă acum, când venim și cu multe produse, adică într-un chiohan ăsta mai... Poate mai naturale, mai că ronței. N-aveau chimicale multe, da, atunci nu erau niște diferențe. Și să nu uităm și un alt lucru. Întrebarea secolului. Da. Întrebarea secolului, eu îmi impun să nu mănânc, dar ceva mă tot împinge, mă opun din toate puterile, dar dacă creierul, asupra căruia nu prea am control, îmi zice, bă, bagă ceva în tine, că altfel leșini, ce să fac? Ce să fac? Întrebarea, mai citiți o dată prima propoziție, vă frumos? Eu îmi impun să nu mănânc, greșit, dar ceva total mă tot împinge. Deci, nu, este... deci noi nu trebuie să ne... Asta e o chestie total greșită, eu îmi impun să nu mâncăm. Mâncarea este ca și cum noi ne-am impune să mergem cu autoturismul fără să alimentăm niciodată. Eu îmi impun, chit că îl împing, eu nu vreau să mă duc la stație, la benzinărie. Deci nu poți nici
un fel de mecanism, d-apă ăsta uman, care e o creație extraordinară, nu poate funcționa fără energie. Deci asta eu îmi impun să nu mănânc, este o propoziție care nu... Nu, probabil că n-a scris corect. Eu îmi impun să nu mănânc porcul. Sau să nu hăpăi. A lipsit, da. Deci, în momentul în care eu mănânc cantități rezonabile la ore potrivite, riscurile de a mă îngrășa sunt minime. Dacă mănânc ca porcul, categoric, deși formula aia nu-mi place deloc, categoric treaba asta vine cu riscuri asociate. Pe de altă parte, e și o componentă de plăcere, hedonică, amestec. Evident, dacă mănânc covrigul în romană pe stradă, componenta asta doar dacă eventual sărut iubita lângă o mai am, dar aia nu vie din mâncare, ci din altă activitate. Dar strict, dacă mă refer la mâncare, faptul că iau un mic dejun cu familia, cu prietena, cu copiii și stau la masă, faptul că în weekend cel puțin am prânzul și cina în familie, îți dă elementul ăsta de plăcere care e un plus extraordinar mult. Chit că, vorba dumneavoastră, alerg o tușă de sos prin farfurie cu o bucată mică, mică dintr-o baghetă proaspătă de secară, frumoasă așa. Și îmi dă, dacă eu mănânc cu gândul, dacă eu mănânc nefiind atent și cantitatea de alimente ingerate va fi mai mare. Masa trebuie să aibă ritmul ei și statul la masă, cu psihicul care îl avem, cu ceea ce îmi farfurie, toate până la urmă converg către bine sau către rău. Trebuie să avem mare grijă, că în momentul în care o luăm pe drumul ăsta al obezității, o luăm pe drumul meselor neregulate, pe consum exagerat de alcool, pe ore puține de somn, pe fumat în exces, pe Doamne ferește și de droguri, lucrurile mult mai greu le mai putem redresa. Cred cu tărie că aici se aplică mult, mult mai bine decât în alte părți. A preveni este mai ușor decât a trata. Este extraordinar, extraordinar de important și chiar dacă trebuie să fiu de acord cu ceasul de asta, că probabil e mai ușor să fii sărac decât inteligent, totuși o anumită doză de inteligență trebuie pentru a intra în programul ăsta. Și nu vorbesc de o inteligență, nu știu, de universitate, inteligența asta pe care eu consider că oamenii simpli, bunicii noștri, chiar oameni de la țară, o aveau. Aveau o chestie așa din mersul lucrurilor care impuneau. Și dacă vă uitați și în statistici, obezitatea impactează mult mai mult acum decât acum 100 de ani. Bineînțeles că suntem mult mai... Și spunea Mihaela, citisem și eu într-adevăr cu romanii care stăteau, mâncau zile în șir pe la chiolcanele lor și după care mergeau la vomitorium. Dar atenție, tocmai poveștile astea au rămas pentru că erau poveștile bogătanilor. Romanii cu imperiu care a ținut 1200 de ani, deci făceau niște lucruri și au mai fost în toate secolele care au trecut. Ce făceau oamenii normal la vremea respectivă, apropo de mișcare, acum apare ireal. Adică un soldat roman, oarecare, mergea, că doar de aceea au ajuns peste tot, mergea între 40 și 80 de kilometri pe zi, în temperaturi diferite, că mergeau în zone diferite, ducând și scutul ăla în spate și tot armamentul și trăgând și de carele cu mâncare și așa mai departe. Și venind încoace în istoria mai apropiată, cam oamenii, la modul general, cam cu asta se ocupau, inclusiv în primul război mondial, când soldații mărșăluiau și aproape 100 de kilometri pe zi. Acum, în ziua de astăzi, populația, larga majoritate, cum spuneați, este incapabilă să se deplaseze 5 kilometri pe jos sau hai 10 cu un efort extraordinar, dar și fără nimic, dar minte, adică pierde mișcarea la modul general, o se duce și uităm de ea cu totul, dar mâncăm. Sunt absolut de acord, eu personal, deși am carnet de conducere de la 18 ani, chiar luat de pe la 19 ani, n-am mai condus deloc. Sunt un om care merg foarte mult pe jos, foarte, foarte mult, adică minim 70 de kilometri pe săptămână, mult în raport cu ce se întâmplă acum, nu în raport cu exemplu cu romani, dar undeva 75-80 de kilometri pe săptămână îi fac pe jos. Deci inhalați toate țevile de eșapament, le luați din plin așa. Da, și pe de o parte, pe de altă parte, din păcate,
cum să spun, Bucureștiul nu e un oraș foarte... N-ajută prea, mult. Da, da, și eu bine, câteodată și că mă gândesc la sănătatea mea, dar câteodată și că mă grăbesc, că mi-e foarte ușor decât să aștept diverse soluții de-astea de transport public, o iau pe jos și am distanțe presetate. De exemplu, Federația de Uribi undeva lângă Mănăstirea Cașin, clinica e undeva pe Grivițe și eu știu clar, 1,6 km, tai Mihalache, țac, pac, mă duc, înseamnă 15 minute, cam un mers undeva la 9 minute, 9 și un pic pe kilometru, metru, undeva între 6 și 7 pe ore și știu distanțele. Stau undeva în pajura de acolo, adică îmi știu distanțele. E clar că e mai eficient, anul că e și mai sănătos să mergi pe jos în... Merge 6-7 km pe oră de oraș în care așa trăim. Așa de repede? Păi cam ăsta e ritmul ale. E peste medie. Media e 5. Media e 5. Media e 5, media da, 5 de exact. Fapt, un mers bun e la 6. Noi ar trebui să facem kilometru în 10 minute. Dacă faci un kilometru în 10 minute, înseamnă 6 km pe oră. 6 deja e cardio sau nu e încă? La cât, la cât e cardio? Peste 7. N-ajung eu în regim cardio. Mie personal, pe de altă parte, mersul pe jos mă... Rezolvă din gânduri. Da. Da, și sunt zone în București care îmi plac, adică îmi place foarte mult când am treabă în zona de nord, spre ambasada Chinei și Tai Harris Road. Deci e o zonă de up, 5 minute cam scurt până mi-am așezat două gânduri, am ieșit la primăria capitalei, dar e un modus vivendi care, ok, probabil că nu e neapărat un super exemplu, dar îți dă o anumită lejeritate. Pe de altă parte, chiar dacă aș fi șofer, nu știu dacă aș avea răbdare să stau atât de mult blocat în trafic. Și asta îți dă o anumită stare. Așa, când te duci pe jos și... E... În orice caz e clar că trebuie să facem mișcare, da, sub orice formă am da face și aici ăsta, poate... fiecare să-și găsească... Da, și aici e interesant de spus o diferență pe care poate noi câteodată o subestimăm, diferența aceasta între sport și mișcare. Adică avem mișcarea, a merge pe jos e o formă de mișcare, a face sport presupune echipament, dotări specifice, pregătire și așa mai departe. Atunci, pe dozaj undeva, energiei. Da, adică pe undeva trebuie să încurajăm și mișcarea și sportul, că mulți confundă mișcarea cu sportul. Da, acum nu trebuie toată lumea să se apuce de jogging, că văd că este un nou trend. Nu, acum nu. Corporatiștii... Din punctul meu de vedere, alergarea pe ciment, dar nu e momentul, poate, cu alte păi, ediții. Adică nu trebuie neapărat să ne luăm echipament, să ne punem căștile în urechi și să ieșim la alergare. Aici ar fi... Poate nu e pentru toată lumea. Poate în 2019 ne vedem cu altă ocazie la București FM și vorbim și de acest sport amator care e categorie, care e beneficii, dar are limite și din păcate ai și riscul. Dar ăsta e un alt subiect, încă din punctul meu de vedere, dacă ești total neantrenat, dacă ai o obezitate semnificativă, dacă, în fine, dacă sunt niște, dar categoric, primul lucru pe care ar trebui să-l faci ar fi să mergi la bazin. Categoric, în notul e cea mai bună formă de a intra pe în pâine, ca să zicem așa. Mai e bazinul olimpic acolo de la Cașin, puțin mai încolo, era bazinul olimpic, era și strand. Este, dar este pe perioada verii, nu este acoperit. Pe perioada verii, că mă gândesc că acum, că e o zonă bună așa apare. E o zonă bună. Eu fiind în Federația de Rugby de aproape 17 ani, fiind câțiva în bun medicul echipei naționale. Mai încolo, un pic mai încolo a fost Gaudeamusul. Sunt multe lucruri frumoase în zona asta de nord și chiar mă deranjează așa câteodată că nordul mai asociem cu fițele. Nordul București are lucruri frumoase și, în fine, da. Deci cât mai multe bazine, Aqua Gym iar cred că ar fi o variantă foarte bună, nu? Foarte bună, foarte, 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 foarte bună. Acum, depinde, eu de exemplu plec de Crăciun la Eforie Nord, pentru Aqua Gym, pentru mișcare, pentru, da, trebuie să, iară să fii setat, e al cincilea Crăciun care îl fac în apă, ca eu de Crăciun întotdeauna slăbesc. Foarte mulți prieteni zic, bă, eu de Crăciun stau cu familia, cu împodobește mamă, bradul, cu cozoacul, nu știu ce, eu la ora 9 dimineața, pe 25 decembrie sunt în bazin. E o chestie de opțiuni. Unii zic, dom'le, nu, suntem mai tare, nu că nu-mi iubesc familia, de fapt plec cu ai mei, cu copii, cu tot, dar e o chestie de opțiuni. Mie îmi place să fac chestia asta și mă simt repus în formă. Când vin pe 30 decembrie în București, mă simt mai fresh după câteva zile la mare. Dar nu e tipic asta. E o chestie care îmi place mie, dar probabil puțin dintre ascultători pleacă într-o zonă de medical spa sau chiar de spa de Crăciun. Poate nu s-au gândit. Poate nu s-au gândit, dar de multe ori și tradiția te
ține un pic. Și ca să rămânem în domeniu, până la urmă pofta vine mâncând, nu? Te duci odată, te duci de două ori, începe să-ți placă. Da, categoric. Da. Repet, astea sunt niște opțiuni, v-am spus așa un pic din povestea mea, ce spunea și colegul, pe undeva câteodată e bine să mai dăm și exemplul nostru, că vezi un pic lucrurile. Păi evident că așa se învață cel mai bine, din exemple personale până la urmă. Da. Dar revenind așa la mâncare, deci o mare dezamăgire. Acum ați sunat după ora în care știi, dacă tot hai să mai vorbi puțin și nu, serios, pentru oamenii ăștia pofticioși, măi, care pur și simplu vor să guste și din aia și din aia și din aia. Mă, de ce nu există genul ăsta de restaurant care să te servească cu bucățele mici? Există. Unde? Gen tapas în Spania. Să-mi dea așa o bucățică mică. Există, nu pot eu să dau denumire că nu facem reclame. Să-mi iau așa 10 feluri de mâncare micuțe, mici, doar că să guste așa o bucătură. Știi unde poți să faci chestia asta? Da, unde? Era să spun că am verificat eu și chiar așa a fost. În rețelele astea de mari magazine alimentare sunt cu mostre. Și eu vă spun sincer, măi, de câte ori trec... Exact, uite așa să mănâncă o mostră din aia neaustărică mică. Deci nu scap, n-am cum, pentru că de obicei e și zâmbetul ăla, că e un om angajat acolo și nu ține mult promoția, drept care are suficientă energie să fie amabil câteva zile. Și apare cu o sabie în miniatură, o scobitoare, îi spune, gustați puțin caș, puțină brânză, un biscuite. Nu pot, adică, nu pentru mine, pentru faptul că omul ăla totuși e serviciul lui, dar uite, poți, se poate. Deci să avem în cale tot felul de piedici. Totul un soi de ciugulit. Pieptănul și apare pădurea în față și oamenii ăștia cu mostre. Ne vor rău, domne, ne vor rău. Nu? Da. Ce să mai zic, domnul? Dar să-mi spuneți pe emisiune, unde găsesc eu genul ăsta de restaurante? Da, serios? Nu, sunt multe, dar sunt câteva în București. Problema este că și dacă, de exemplu, eu mă duc, mai ies cu copiii la restaurant și eu pe același principiu și eu și soția mea să nu risipim mâncarea și, de exemplu, le iau un piept de curcan. Dau un exemplu. Cer o poție deja împărțită în două. Deci eu m-am rămuit. Copiii mei, care sunt de vârstă școlară, împart. Sau ei sunt fan paste. Împărțit în două, adică și poție trebuie, inclusiv la adulți avem voie, dacă simțim o porție mai, noi nu trebuie neapărat să luăm modelul de peste ocean. Și eventual, după ce am tăiat o nebunie, o băutură de tip cola zero. Da. Neapărat. Fără zahăr. Dar noi suntem... Am văzut să fim realiști. Un număr de stand-up comedy extraordinar legat de ce spunea puțin mai devreme Mihaela. Știi toate vorbele pe care le știm de când eram mici, cu puterea ursului, să nu lași norocul în farfurie și să mănânci tot, că uite, în Somalia mor copiii de foame și n-au ce mânca. Și ăla era un băiat la stand-up care spunea, băi, logic, gândiți-vă puțin la ce spuneți. E ca și cum avea un somalez în față, îi spui, băi, somalezule, uite, mănânc și ultima bucățică, uite, o mănânc. Pentru tine o mănânc, cum am burt, aveți? Acum stai liniștit, am mâncat tot. Păi e ilogică, dar vorbele astea s-au păstrat și se folosesc foarte des, de multe ori fără să te gândim când ne aruncăm. Ele au intrat deja în folclor. Exact. Noi stăm așa cu hârtiile astea în față pe care scrie berea și greutatea corporală. Tu burții de bere. Berea o băutură obținută din ingrediente 100% naturale. O vorbă n-am spus despre. Cât timp mai avem? Aha, 4 un minut. Minute? Nu. Hai, nu chiar. Vreo 4. Dacă avem vreo 4 minute, mă bucur foarte mult. 2 minute, În următoarele 120 de secunde, mă bucur foarte mult să anunț programul de burse 2018-2019 al Centrului de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție, al cărui secretar general sunt încă de la înființare. Să trăiți! Mulțumesc frumos! În 2011 ne-a venit ideea, doamna profesor Zugravu de la UMF Carol Davila, președintă atunci, președintă și acum a centrului nostru, împreună cu ea, încă o prietenă, am demarat acest proiect și în martie 2012 l-am lansat în mod oficial, la București. Din martie 2012 până în prezent, iacăt au trecut ceva anișori, aproape 7, am finanțat aceste burse. Asta a citit o parte din rezultatele obținute de noi în acești ani. Programul de burse din acest an este deschis până pe 30 aprilie 2019. Așteptăm doritorii să își descarce formularul de înscriere de pe beresanatatenutritie.ro, site-ul nostru, un site foarte, foarte prietenos. Există o secțiune acolo, burse de cercetare, și să ne trimită prin via e-mail până la finalul 1 aprilie 2019 aplicațiile lor. Evident, avem
două burse, fiecare în valoare de 75.000 de lei. Cei care pot aplica fiind studenți în an terminal, masteranți de la medicină, farmacie, biologie, dar inclusiv de la psihologie, de la sociologie. Noi suntem foarte deschiși către ideile lor. Important este că, și aici este mândria mea în calitate de secretar general, acest centru de studii despre bere, sănătate și nutriție a finanțat respectivele cercetări, dar totodată a încercat și eu zic că a reușit, poate e un pic de lipsă de modestie, dar că a reușit să și disemineze rezultatele obținute prin mass media către publicul larg, dar și pe zona științifică către profesioniști. Am încercat să fim și sperăm în continuare să reușim cu asta, să fim liantul între cei care vor să cerceteze, le finanțăm cercetările, dar totodată încercăm prin toate mijloacele să ducem și către lumea științifică și către publicul larg rezultatele lor. Din păcate astăzi n-am apucat să vorbim prea mult de aceste rezultate, dar pe ultimele minute totuși am putut să spun și presimt eu văzând privirile dumneavoastră vesele că ne mai vedem și în 2019. Ne mai vedem și în 2019 și aș vrea două zone, dacă o am apucat în anul ce vine să abordăm, una aceasta legată de sportul amator, care mie mi se pare foarte challenge, și o alta în care să intrăm un pic pe consumul moderat de bere, 330 de litri la femei, 5% alcool, 660 litri la bărbați, 5% alcool, asupra efectele benefice, asupra organismului uman. Să terminăm cu aceste vorbe, să intrăm pe consumul de bere. Moderat de bere, moderat consumul de bere. Moderat de bere. Mă mulțumim. De când așteptam chestia asta? Nu, terminăm optimistă misiunea să intrăm pe consum, fraților, da. Că nu se mai poate. Glumim, desigur, sper că ați reținut tot ce era de reținut. Moderație și e un program cât se poate de regulat de mese. Domnul doctor Alin Popescu, am zis bine, da? Da. Bun. A fost astăzi împreună cu noi.